just wish he knew. Salutare, mă băieți, bine v-am găsit la un nou video, boys. Astăzi o să ne jucăm Ash Full Attack Speed. O să încercăm să facem Machine Gun Ash. Am reușit pe live, din păcate nu am filmat, așa că va trebui să mai facem încă o dată clipul. Fane aici cu mine, o să joace Lulu și hai să vedem dacă o să ne reușească. Ne jucăm undeva prin Gold 1, Platină 4, ceva în genul ăsta. Deci o să fie puțin cam nașpa la început, că nu o să mai facem 4000 de kill-uri, că nu mai suntem în bronz. Dar e ok, ne descurcăm. Motivul pentru care făceam tot și testam tot felul de build-uri până divizii din ce în ce mai mici e că era mai ușor să-i batem atunci la level 1, 2, 3, nu că n-am reușit pe ăștia, dar ați înțeles voi ideea. Și să ajungi mai repede la full build, să nu mai pierdem atâta timp. E logic, ești nebun, e logic. Și ăsta oricum nu-l ajutăm, pleacă de aici. Așa. Bun, fan, ești gata? Bun, gata, avem mesh cu exhaust, cu ăsta. O să încercăm să facem kiting cu 5 attack speed, nu o să ne iasă oricum. Dar la cum o să vadă ești, o să fie insane. Dar abia aștept. Dacă vă place clipul ăsta, nu uitați să dați și voi câte un like, să lăsați acolo în comentarii ce campion vreți să ne jucăm next. Campion de ăsta de zi de full attack speed. Mai pe scurt orice campion. Dar în mare parte o să ne jucăm pe bot lane, că nu știu, mi-a revenit așa cheful puțin să mă joc pe bot. La bani, spune de luăm bătaie, după aia revenim la casă. Bun, hai să vedem pe unde vin ăștia. Aș fi vrut să-i aștept acolo sus, dar era udir. Hai că mi-au... Bă, sincer, mi-aș lua Q aici, mă, fane. Merge. Le dau o dată 92 și gata, dar așa, bine, până dai eu 4 atac. Nu, e bine, ia-ți Q, că hai. Ai fantomă. Hai, pe MF, da? Go. Nu, pe... ok. Gata, am plecat. Da, mă, da. Mi-a dat și ghost-ul. Nice. Stai mai agresiv. Stai mai agresiv pe aia. Bun, am luat primul kill. Vezi că a fost mai bine Q aici. A fost de 10 ori mai bine Q. Pentru că ideea e că știam că o să fie un fight mai prelungit. Aoleu, ce-am făcut? Cum am putut, mă, să ratez minionul ăla, mă? Ia uite și pe asta. Ok. Da, mă, tu ești. Au. What? Ah, ok, o să ne dea la aia la poc, o să ne pută la cap. Dar vreau să luăm cannon-ul ăla cumva, fane. Hai, luăm. N-am luat. Hai să plecăm acum. Deși e cam prost, tu ai vășit tot. Dar vreau să mă bat cu ăștia. Hai. Păi da, dar nu, o să ne bate. Foarte winnable, uite. A? Da, 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 da. Dar nu cred că o să mai punem clipuri dimineața, băieți, că aparent dimineața nu... Ceva se întâmplă și nu fac vizualizări. Cred că le pun prea de dimineață și nu se uită. Aveți voi chef să uitați. Las că le punem de acum încolo la ora 2, mereu. Clip la ora 2. La ora 2 mi se pare o oră decent. E în mijlocul zilei, nu? Exact. Cel mai bun. Ca așa nu caz din algoritm. Mhm. Ok. Oare voi să bată? Da, fane. Da, n-are să-l rot. Lasă așa, mai țin chestia. Mamă, ce le-am dat, fane. Dar vezi că cu Winter Approach, by the way, astea sunt rudele, cu Winter Approach e super good. Că îți dă speed-ul ăla de fiecare dată, că tu practic dai slow pe fiecare auto și se procuiește, nu? Că e și pentru slow, da, parcă. Doar ratezi unii minioni așa, dar nici măcar eu nu înțeleg cum i-a arătat. Deci trebuie să înceapă după ce ne face vreo 3 iteme. Cam pe acolo o văd eu așa, că am luat vreo 3 iteme. E bine că nu mai avem Olaf, că ăla era n-aș părut tot. Pregătit. Am imediat ghost-ul, da, ești pregătit. Opa. Haide. Te-ai dus.
De ce ai pus exhaustul pe ala tău? Am mai puizat-o. De ce ai pus exhaustul? Că am mai puizat-o, mai îți repet. Bravo, Fane. Retrage-te. Au botișe. Retrage-te, Fane. Bun, e bine aici că am făcut kill. Să dăm doar atent la început, pentru că vreau repede să ajungem la build-ul ăla, pentru că ăla mi se pare enorm de fun. Mi se pare enorm de fun cum încep să te învârți acolo. Am mana doar de aia, atâta. Oh, olu. Take my fury? Nu pot să cred! Cu mască. Ok, n-am avut damage, pai. Dacă pe auto scontex. Da, noi suntem full AD, bă. O să fie o mică problemă. Aia, mă duc eu direct cu Rabadon. Cacănii. A, de fapt nu. Și ce o să fie fun? Yeah. Fuck. Oh, dar e cringe. Dacă apucam să dau, era ok. Ok, că n-am apucat. Că mi-a dat speed-ul ăla imens, plus speed-ul la tine. N-aia n-avea cum să scape acolo, vreodată. Asta e că fac și 6 acum. Ideea e când te bați foarte mult, din păcate pierdem super mult CS, dar nu cred că vă place un clip în care stau AFK farming. Chiar dacă poate uneori e corect play-ul ăla. Nu, no, contează. Cum a... Ți l-a dat la schemă. Real. Hai să dăm pe ei. What? Du-te, dai. Da, mă, take my fury. Da, mă, take my fury. Au, take my fury. I-am dat slow? Au. Am o coaie, pe bune care flash. Nu, o să scapem. Mi-a dat ketchup din simplu fapt că avea Swifties, asta. Și eu îi dădeam slow în continuu, dar degeaba. Da, 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 n-a avut Swifties, n-ai avut ce să faci. Bravo, nice. Wow! Bomba! Bă, close. Bă, dacă reuși ăla să facă vreun kill, nici șansă. E prea slab, nici șansă. Mamă. Bun, hai să ne luăm borcu acum. Bun, luăm, deci am luat Kraken, luăm Borg în Rageblade. Deci Borg în Rageblade, în Witzen, e ok, ok. Că nu ne ducem pe critică, ne ducem pe full attack speed, full one hit. Vezi, dacă a pus să-ți dau un capul să scoți toate ward-urile. Cum adică? Hai, tu super, ok. Ok, deja începe să simtă damage-ul. By the way. Deja începe să simtă. Ia uite-o pe Lux unde s-a dat? Da, da. Îi dau mare rău în gură. Dă ultima ta, băi. Doamne, o șansă la viață. Păi acum chiar îi dăm, gen. Acum chiar dăm, tată. Cu cred că nu. Uite-te și tu că deja se transformă campionul. Mă duc, Fane! Fane, m-am dus! Du-te, mă, tati, mă! Fane, mă duc și aici! Au! Oh, oh. Fane, am murit aici. Bă, o fac pentru clip. Când vreodată. Nu, 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 nu. Vezi că nu mi-e frică de el. A, ba da, mi-e frică de el. Da, iartă-mă pe mine, doamne, fute-mă în gură. Easy! Na, nu, cred că au o șansă să câștige, în paranteză, nu. Păi, cred că o să dea...
Cred că o să dea surrender. Da, să te nașpa. Dar hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem dacă ajunge la full build sau nu. Bine, la full build nu cred că ajungem. Dar măcar, măcar să avem o fază de aia în care ne batem. E Udire aici. Nu, de pe. Lasă-i să respire, take my fury. Du-te, mă, băiatul. Aaaa! Bă, dar o soartă n-avem cu ultimele atunci. Aaaa, cu ultimele globale vrei să zici. Da, te-ai. Asta vreau să se întâmple, dar cu mai mulți, ești nebun, cu mai mulți. Ce bate pe mai mulți. Dar vezi că e Caterinca rău, Runa, nu? Dar Udira n-a putut să-mi dea hit. Da, n-a putut să vină cu EU pe tine. Ia uite că ai 226 attack speed cu W-ul meu și cu Q activat. Ah, dur. Uite pe aici, 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 aici. Are ward, mă. Cred. Și am sweeper un 4. Da, așa pare că are ward. Ia, defarmează. A? Nu, n-ave. Mamă, fani. Haide, mă, take my fury, du-te pe el. Bravo, ai jucat bine, retrage-te, următorul. Hai, următorul, ea unde sunt, mă, fani? Nu știu, mă. Haide, mă, că vreau să... Da, pe ăștia-i bat, mă, dar nu-i amuzant, că-i bat echipa noastră. Dar chiar nu-i amuzant că-i bat echipa noastră. Dar stai că-i batem noi aici, în bază. Dacă ne punem noi în bază, ea nu mai au pe cine să bată, doar cu noi trebuie, nu? În teorie, da. Practică mai vedea. Nu prea le-aș da, nu prea le-aș da aici inhibitorul. Că am putea de... Pe asta zic, am putea... Da. Nu, te dai. O machine gun! Da, mă, da. Da, mă, noi suntem, mă, fane, noi suntem. Ok, hai că le mai dau doar la vâșeală, lasă acum plecăm. Am văzut. Hai, pula mea. M-am băgat spaima, nici prost. Ha? Ai văzut-o pe aia? Hai să mai vedem dacă mai e cineva. Ok, vine și Udir. Haide. Nu? Hai să o batem prima dată pe asta. Ok, următorii, unde sunt? Am crezut că stă aici. Că unde sunt? De ce nu vin? Eu am dat lui, am crezut că facem penta. Mai din pe sigur așa. Dau autor, dau să-mi păstrez pasiva. Bă, 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 bă. Cum vreodată? Doamne, cum e campionul ăsta! Da, nu. Vezi că vine mufă, merge în bază? Nu! Mândă unde-și de TP? Din păcate, ăsta a fost clipul, băieți. Sper că v-a plăcut, dacă cumva nu vi s-a părut că a fost reușit, intrați pe live, pentru că oricum în fiecare seară jucăm chestii de genul ăsta și probabil o să apucați să vedeți vreun meci de aici pe live. V-am bat în fiecare seară la ora 8 pe live. V-am bat, băieți, dați follow pe Insta, pe toate nebunele și, bineînțeles, donați. Pa, pa!